când Domnul e la cârma vieții, cu El prin valuri nu mă tem. Cu El orice furtună trece, doar El e ajutorul meu. Vopsim ouăle cu coș de ceapă. Am pus aici coșurile de ceapă care au fiert. Cum vedeți, am dat drumul iar la foc, pentru că au stat cam o oră după ce au fiert. Acum dau drumul iar la foc, da? Acum pun 2-3 linguri de oțet și pun și sare. Așa, și las acum să dea în clocul din nou. Ouăle le-am spălate și degresate. Eu am ouă de țară, le-am spălat cu detergent de vase și acum le-am pus aici. Și acum așteptăm să dea din nou un fiert, care o să le fierbe în 5 minute. Apa am dat un clocot, acum punem ouăle. Nu scot cojile de ceapă, că poate să dea un model frumos. Eu vopsesc doar 10 ouă. Și acum le fierbeți cât 5-7 minute. Cam așa. Și le scufund aici. Și acum las focul mic. La foc mic, deja a început să coloreze. Le mai lăsăm. Au 3 minute de când au dat în fier. Scoatem ouăle. Hai să le pescuim. Să vedem ce culoare are. Ia uitați ce culoare frumoasă. Asta e culoarea. Da, la lumină așa se vede. Se luăm ce mai verzi. Naturale. Așa arată după ce le-am vopsit, acum le dau cu ulei. Așa arată ouăle. Și Paște fericit! Hristos a înviat!